Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din zodia Fecioară ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră și vom extrage 5 mesaje cu ceea ce ar dori să vă transmită persoana dragă în acest moment. Cinci mesaje cu ceea ce dorește să facă pe viitor în legătură cu această relație, ce planuri de viitor are. Un mesaj de la oracolul fazelor lunare. Și un mesaj de la îngeri. Și haideți să începem cu ceea ce ar dori să vă transmită persoana dragă. Nu credeam că mă voi simți atât de vulnerabil. Sunt confuz. Vom fi împreună într-o zi. Deci această persoană își dorește să fiți împreună într-o zi, dar nu știe dacă vă doriți și dumneavoastră același lucru. De aceea este confuză această persoană. Îmi place umorul tău. Așteaptă. Deci dacă sunteți separați, vă roagă să o așteptați, să aveți încredere în ea că are de gând să se îndrepte către dumneavoastră, dar poate are de rezolvat anumite probleme momentan. Haideți să vedem ce planuri de viitor are. Iubire interzisă, poate se află în altă relație momentan. Îmi pare rău că nu ți-am acordat timpul și atenția pe care le meriți. Dumneavoastră poate nu ați acceptat această situație și v-ați îndepărtat și acum îi pare rău că nu v-a acordat mai multă atenție. Hai să mergem într-o excursie. Se pare că acum e pregătită să vă acorde mai multă atenție. Simt că totul s-a terminat între noi, dar dumneavoastră nu știu dacă mai acceptați situația în continuare. Mă topești cu zâmbetul tău. E foarte atrasă de dumneavoastră această persoană, depinde de dumneavoastră dacă mai doriți să reluați relația cu dânsa sau nu. Pentru că dânsa se pare că este dispusă să colaboreze cu dumneavoastră. Haideți să vedem mesajul de la oracolul fazelor lunare. Ieși din zona ta de confort. Deci poate trebuie să ieșiți un pic din zona noastră de confort, să vă îndreptați spre această persoană, poate să faceți primul pas spre împăcare și spre a petrece mai mult timp în compania acestei persoane, mai ales că aceasta spune că îi place foarte mult umorul dumneavoastră și cred că se simte foarte bine în compania dumneavoastră. Haideți să vedem ce mesaje avem de la îngeri. Îngerul Astara vă transmite: meriți ce este mai bun. Caută să ajungi până la stele cu visele și dorințele tale și să nu faci compromisuri. Deci nu renunțați la visele dumneavoastră, pentru că îngerul Astara este alături de dumneavoastră și vă susține pe drumul ales și vă ajută să vă îndepliniți toate visele. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!